Vă regăsim, doamnelor, domnilor, așa cum promiteam aseară, ne reîntâlnim la cafeneaua lui Enache după o zi de concentrare și după o zi de efort. Ajungem la această oră, la 17.30, să stăm la taifas despre diverse teme, despre probleme care ne preocupă. Sunt multe probleme actuale, probleme care țin, de fapt, de spațiul public, dar și de spațiul privat. Ne interesează în mod direct. Astăzi vom discuta despre COVID și despre bolile acestea care practic vulnerabilizează organismul. Vorbim despre diabet, despre nutriție, despre modul în care reușim de fapt să reglăm metabolismul și să ne conturăm, să ne întărim sistemul imunitar. Invitat acestei serii este Mihaela Chitene, doctor, medic primar și specialist în boli metabolice, diabet și nutriție. A mai fost invitată la noi la Litoral TV, a venit, a vorbit despre diverse aspecte ale diabetului, pentru că această boală este o boală cu care omenirea a învățat să trăiască și, de altfel, regăsită în spațiul public. Deja există o cultură și multe, multe teme și multe întrebări legate de tot aceleași, aș putea spune, evoluții ale diferitelor persoane care suferă de diabet. Bun revenit, Mihaela! Mulțumesc pentru onoarea invitației! Bună seara și bine v-am regăsit! Mulțumim frumos! Suntem în plină pandemie și iată că informațiile care vin de fapt din spațiul public și de la pacienți și de la medici aduc în discuție de foarte multe ori diabetul, care de fapt este asociat, sau COVID-ul, care acționează într-un alt mod, vulnerabilizează într-o anumită măsură diabetul organismul? Da, din păcate, într-adevăr, este o avalanșă în media legată de faptul că pacienții cu diabet zaharat sunt mai vulnerabili pentru a face complicații sau pentru deces. Ce se întâmplă, de fapt? Pacienții cu diabet sunt niște pacienți speciali, în general. Din păcate, majoritatea sunt pacienții, mulți dintre ei sunt pacienți obezi, sunt pacienți care pe lângă diabet mai au și alte afecțiuni, adică fie au o boală cardiacă, fie au hipertensiune, fie asociază și alte boli de rinichi sau alte tipuri de patologii și în acest caz un pacient care are deja diabet și astfel de complicații ale diabetului este mai vulnerabil în fața unei astfel de infecții. Pentru că dacă pacientul, spre exemplu, este și obez, el oricum este un pacient care respiră mai greu, ventilează mai greu și în momentul în care vine și infecția cu COVID pe lângă diabet, pe lângă obezitate, pe lângă hipertensiune, capacitatea lui de refacere al organismului este mai redusă. Sigur că așa, și poate face anumite complicații. Bine, asta nu înseamnă că toți pacienții care au diabet și fac COVID sunt condamnați. Da, da, trebuie să spunem lucrul acesta și că de fapt este un procent mic a celor care de fapt nu reușesc să facă față, un mare procent de fapt al celor care au asociat, să spunem, această boală, au asociat această boală, trec de fapt, mai dificil, dar trec prin... Da, s-a observat că dacă persoana cu diabet face infecția COVID, dar înainte de a se îmbolnăvi, era relativ ok din punct de vedere al controlului diabetului. Adică avea o hemoglobină glicată relativ bună, o glicemie bună și nu avea alte complicații majore, poate să treacă peste infecția cu COVID în același mod în care trece un pacient non-diabetic. Am înțeles. Nu trebuie să se alarmeze, să fie panicați. Da? Ați văzut că în spațiul public sunt foarte multe știri legate care asociază, de fapt. De ce se întâmplă lucrul acesta? Din necunoaștere a mediei sau puțin dintre cei care transmit, de fapt, știrile înțeleg modul în care evoluează boala sau evoluează virusul într-un organism care suferă de diabet? Cred că sunt niște statistici care nu neapărat nu sunt reale, sunt reale. Sunt niște statistici care sunt exprimate și evidențiate pe TV. Scopul lor nu este neapărat să streseze și să panicheze populația, ci mai degrabă cred că de a pune în alertă, pune în alarmă, de atenționare. Exact cum și ceilalți, acelalte persoane care nu au neapărat diabet, poate să facă o formă gravă de infecție. La fel și cei cu diabet. În mare parte, cred că și faptul că populația în vârstă este o populație care are predispoziție de fapt, și asta. Și în mare parte din pacienții cu diabet sunt pacienți în vârstă.
Da? Și atunci sunt mai multe asocieri care poate să ducă la complicații și poate să ducă la tensionări. Nu este o vină a cuiva, ci este un lucru, chiar și un lucru foarte bun, numai că, din păcate, mesajele astea repetate la... Aduse în plan public, da? Da, repetate și repetate, uneori devin redundante, nu mai își pierd din eficiență și atunci trebuie, într-un fel, schimbate și reactualizate. Da. Știți? Reactualizate, da, exact. Hai să descriem puțin diabetul ca, mă rog, afecțiune, apropo de cunoașterea sau necunoașterea multora dintre noi în ceea ce privește, de fapt, profunzimea acestei afecțiuni. Pentru că noi spunem generic diabet, dar foarte puțin dintre noi, cei care nu avem studii medicale și care nu avem, de fapt, pregătire în domeniu, știm în ce măsură se manifestă. Și să spunem că nu e așa de grav și că, de fapt, se poate trăi foarte bine, ani de zile. Da. Hai să explicăm puțin. Da, diabetul este o boală cronică. Deci asta trebuie știut de la început. Trebuie știut de la început, da. Faptul că dacă ai diabet, nu scapi de el nici azi, nici mâine și trebuie să-l duci cu tine în spate. Da. Așa. Dar în același timp este o boală cronică care se manifestă prin relativ specific, adică pacientul poate să aibă gură uscată. Și special. Uscată. Da, și special. Special poate, da, să aibă o gură uscată, da, poate să facă pipi des, poate să aibă scădere în greutate. Unii mai au tulburări de vedere sau... Da, afectează și vederea. Afectează și vederea, din păcate. Care e, de fapt, cauza afectării vederii? Retinopatia diabetică sau cataracta sau unii vin cu amorțeli sau cu dureri de picioare sau cu anumite leziuni și toate astea îi duc la doctor. Îi duc la medic. Își fac analizele, văd că este glicemia mare. Glicemia trebuie să fie ajun, cea de dimineață, pe nemâncată, trebuie să fie peste 126. Și de asemenea, trebuie făcută o analiză suplimentară care se numește hemoglobina glicozilată. Da. Și dacă sare peste 6,5, spunem, ok, este diabet, trebuie să iei niște măsuri. Cât trebuie să fie hemoglobina în parametre? Deci ea trebuie să fie undeva sub 5,7. Am înțeles. Da, un om fără diabet poate să aibă anumite variații, 5,8, 4,8, 5, 5,2, a, depinde. A, și sub 5 poate avea, da? Poate uneori avea și sub 5, da, o persoană, da, care nu mănâncă foarte mult. Pentru că există și partea aceea, dacă nu ai, dacă glicemia îți scade, nu mai ai efort, nu mai poți să faci, nu mai ai, da, energie, de fapt, nu mai poți să faci efort. Păi e logic, pentru și că... Și să ia ceva dulce imediat ca să poți să crească, nu? Parcă da, asta scăderea e... de glicemie, pentru că, de fapt, glucoza este, da, nu mai ca... să se secretă în sânge. Este ca un, nu, e ca o benzina pentru ca mașină. Un combustibil, e, da? Ca un combustibil, exact. Da. Și atunci, dacă nu avem combustibil, este clar că ni se face rău, ne apucă amețeala. Se oprește motorul. Da. Da. Creierul și cu inima sunt două organe vitale care au nevoie de zahăr ca să funcționeze în permanență. Acea glucoză de care vorbeați. De glucoză, exact. Da. Și dacă nu au energie, normal că ele nu mai funcționează. Care e problema? Am pus întreb de foarte multe ori și care e problema legată de glucoza pe care o consumă când eram micuți și avea un gust așa foarte special? Ca pe o tabletă. Tabletele acelea. Da. Da, erau și cred că mai sunt și acum. Bun. Ce valoare aveau ele? Aveau o valoare nutritivă și erau, de fapt, un surplus pentru ceea ce întrebuia? Erau, de fapt, sau... doar glucoză, doar zahăr. Da? Efectiv, altceva, alte principii alimentare, vitamine sau minerale. Știi ce le consumam? Ne ajutau până la ceva când eram micuți? Copii... Pentru că era o întreagă cultură a consumului de glucoză. Fie... Spus cu ciocolată. Noi am prins perioada aia pre-revoluție, da? Pre-revoluție, în care dulciurile și zahărul era relativ... Erau limitate. Erau limitate și, da, aveam o gamă redusă de deserturi. Oferte. Și da, de exact. Acum, când se găsesc atât de multe, nu ne mai fascinează atât de mult. Făcea bine glucoza pentru noi? Da, probabil că la momentul respectiv, da. Da? Oricum copiii alergă, copiii de atunci. Copiii noi copii de atunci. Noi copiii de atunci, da, alergam, ne cățăram în copaci, fugăream, ne, da, făceam foarte multe chestii. Dar... Viața era altfel atunci. Era, de fapt, o altă, avea parcă o altă dimensiune, timpul și spațiul. Da. Și nu aveam grijile acestea, parcă totuși nici părinții noștri nu se confruntau cu asemenea dificultăți cu care, practic, te străim noi. Adică nu, pentru noi e o cultură acum. Da, eu cred că mai chiar vorbeam cu un pacient astăzi legat de treaba asta cu stresul. Pentru, da, că aminte că prin anii 90 și puțin am văzut, intrau filmele americane care intrau pe casetă, pe, da, 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 pe video, și pe video și toată lumea privea, și toată lumea la, privea ele. La ele, da, și țin minte că, nu, dar mă aduc aminte că am auzit prima oară termenul de stres. Da. Eu la vremea Revoluției aveam 12, 13, 14 ani, ca, da, așa. Și mi-aduc aminte că am auzit de stres, mi se părea, nu reușeam să-l definesc, da, da, în creierul, da, da, meu, ce înseamnă ăla stres. De unde vine, da, ce înseamnă, da. Adică, da, ce înseamnă să fii stresat, adică, da, mi-aduc aminte că stresul era la experimentele de, da, biologie, când stresam o
o broască cu electrozi, alea era stresul. Da, da. Dar altceva nu înțelegeam ce înseamnă. Ei, acum, s-au trecut atâția ani de atunci, tot ce era în Occident s-a importat și la noi, inclusiv stresul. Cred că goana asta... Mod de viață. Da. Cred că goana asta continuă după multe, după resurse. Ține de educația noastră socială, de inteligența emoțională, ține de fapt de, ține de management al necesitățile timpului. Noastre, da. Am competiția dintre noi. Nu știu, eu am prieteni apropiați mie, oameni dragi și da, care îmi doresc foarte mult să ne mai vedem uneori și da? Mă sună. Vai, Miha, ce ai mai făcut în ultimul timp? Ce trebuie la... Așa, în să 3... stăm la o cafea. Să stăm la o cafea, știi, și în 3-5 minute într-un telefon și spun, eu le spun, când vreți, eu fac timp pentru voi. A, nu, că mai fac și aia, mai fac și aia. Marea majoritate și au 2-3 joburi. Și da, cu copiii tăi, cine stă acasă? Da, da, da. Și cine și povestește? Și când petreci timpul ăla? Da. Trebuie să petreci timpul când, ăla, care trece și nu se mai întoarce. Ei văzut cum cresc, ei simțit cum cresc. Că am făcut cu băiatul meu cel mic, are așa o viziune... Mulțumesc, la fel. Are așa o viziune deosebită și mă întreabă, mamă, hai să facem și noi beneficii ale pandemiei astea. Acum câteva zile. Da. Zic, poftim? Cum adică? Beneficii? Zic, da, mamă, hai să facem. Da, există și beneficii, da. Și el zice, tu știi că eu stau mai mult cu timp cu tine da? De când e nebunia da, asta? Da, da. Și am rămas așa, zic, ai 8 ani, zic, gândești mai profund decât mine, zic. Da, da, da. Da. Și... pentru că ai avut timp să rămâi acasă, ai avut timp să-ți limitezi, de fapt, ieșirile și, într-o anumită măsură, ai putut să observi, de fapt, și spațiul acela privat al familiei, copiii. Nu l-am mai dus, noi aveam bonă, aveam after school și stăteam seara câteva ore cu ei până adormeam. Da. Și acum s-au restrâns treburile astea, s-au închis after school-urile. Da, e mai bine așa. E mai bine. Dintr-o perspectivă familială și relația mamă-fiu, mamă-fică, da? Da? Soț-soție, e mult mai bine pentru că, de fapt, se redefinește ideea aceasta de cămin, de, da, de familie, familie, de tot. Da, de valori familiale. Și vedem că putem să trăiești fără alergătura asta cu after school, cu vacanțele. After school, cu bună, cu vacanțe, cu plecat. Cu stresul că nu am rezervat hotelul, că nu avionul vine la ce timp. Deci încercăm, trebuie să vedem, apropo de stres, să vedem și partea bună a tot ce se întâmplă la momentul actual. Suntem iraționali, oare? Nu cred că suntem. Cred că uneori ne luăm după turmă, așa, știi? Da, și aici e o copiere, până la urmă, a modului de viață. Ne însușim ca să facem parte, să fim validați cumva sau să fim, validați, fim acceptați. Case, să avem mașini, să avem aia, să avem aia. Da, și asta e o mare dilemă și problemă. Da, dar cred că, într-un fel, e bine, că trebuie să ne mai oprim și să ne mai uităm și la iarbă cum crește și la... copacii care au făcut fructe și să mai și... Asta face parte din viața noastră și de regulă atunci când alergi permanent nu ai timp să vezi lucrurile astea. Nu ai timp să le vezi și nu ai timp să le observi. Și stând în observator, sunt în observare așa și stând în relația aceasta cu natura, cu ce ne înconjoară, de fapt ne redefinim și ne înțelegem și sensul. Da. Că de multe ori ne simțim ca, nu știu, anumite elemente, să spunem, unei mașinării extinse, care e de fapt planeta. Și noi acționăm ca o formă, să spunem așa, de producerea resurselor. Să ne întoarcem la diabet. Da. Și vorbeam de diabet, de faptul că este o boală cronică, de faptul că avem toată viața, de faptul că trebuie să fim atenți, de fapt că această glicemie mare, ea nu trece fără să lase consecințe în organismul nostru. Și faptul că ea... Ele sunt irreversibile? De cele mai multe ori, da. Dar pot fi ținute în frâu. Am înțeles. Adică dacă un pacient face un grad ușor de retinopatie, dacă după treaba merge la medic oftalmolog, îi spune, știți, aveți retinopatie și atunci trebuie să aveți grijă, să țineți glicemia în control, nici prea mare, nici prea mică, undeva pe mediană, să vă țineți regimul, să vă luați medicația ce aveți în continuare pentru retinopatie sau așa, atunci treaba merge bine. Da? La fel și pentru picioare. Aveți grijă, nu vă tăiați unghiile, nu faceți bube, nu faceți așa. Exact. Pe viitor sunt șanse, și există și medicație, spre exemplu, specifică pentru neuropatie, sunt șanse ca pacientului să-i fie foarte bine ani buni. Da. Dar trebuie ca el în el să schimbe ceva. Să schimbe modul de gândire și modul de percepție. Să-ți dea seama, ok, până în momentul ăsta eu am făcut ceva greșit. Da. Am mâncat mult, am băut... Am mâncat dulciuri foarte multe. Am mâncat aiurea. Deci n-am mâncat dimineața, am mâncat doar seara. De ce ne place așa de mult zahărul?
Pentru că sunt energie. Deci, repetăm, e energie, ne asigură energie. E un drog și se pare că dependența de zahăr este mai intensă și mai puternică decât dependența de alcool sau de tutun. Da? Da. Studiile așa demonstrat. Da, asta cred că e adevărat, pentru că dacă stăm să ne urmărim comportamentele, noi nu dăm importanță atât de mare zahărului, pentru că îl folosim peste tot și la îndemână, adică nu se vorbește despre el ca fiind un viciu. Da? Dar de fapt el este, are același rol ca și țigara și alcoolul. De dependență. De dependență, de fapt, da. Orice chestie consumată în exces duce la dependență. Și plăcută. Da, duce la dependență. Da. Atunci... Revenim la zahăr, așa? Deci revenim la zahăr. Concentrația de zahăr în sânge, așa, da, și de care vorbeam. Duce la complicații. Dar ele pot fi prevenite, pot fi întârziate ca și efect de-a lungul întregii vieți. În perspectiva efectelor pe care, de fapt, le generează. Exact, da. De fapt, cel mai important, toată povestea asta cu diabetul și le spui și o pacienților, că 80% din povestea asta este schimbarea lor. Schimbarea modului de viață. Schimbarea modului de viață. Și la nivel cognitiv, modul în care gândim. Modul de viață, adică modul de gândire. Nu percepem ca fiind o afecțiune irecuperabilă și că noi, de fapt, ieșim din zona socială. Că, de fapt, poți să ai o viață socială și... Poți să ai o viață socială, poți să ai o viață familială, poți să ai o viață profesională, fel ca și ceilalți. Da. E important să o accepti și să accepti faptul că tu trebuie să faci o schimbare cu tine. Da. Da? Deci, să identifici. Pe măsură ce le explic pacienților dieta, le explic, nu aveți voie dulciuri. Și încep să le spun, dar toate variantele, ce mă gândesc în momentul la dulciuri, pentru că unora li se pare, au înțeles dulciuri, da plăcintă. Dar eu sunt... Păi pâinea are zahăr, nu? Făina, da, și făina aia în combinație cu ulei și cu zahăr și cu așa, e o bombă. E o bombă, nu? Da, e o bombă cu ceas, o bombă calorică. Da. Și le explic și n-am voie. Și le urmăresc reacțiile și pe măsură ce le explic, îmi dau seama de fapt și ei își conștientizează și ei de fapt unde greșeau. Da. Știți că de fapt eu beam câte o sticlă de aceea de băutură colorată, de 2 litri colorată carbogazoasă pe zi. Aia este într-adevăr ucigătoare. Este ucigătoare și combinația cafelei cu aceeași băutură. Sau anesului cu aceeași băutură, făcut într-o formă ca să fie dur, să fie tare. Nesul e mai rău pentru că are un efect prelungit, 8 ore, 10 ore, 12 ore și ține tensiunea, ține pulsul undeva la... Pulsul, care de fapt antrenează organismul și îi solicită consumul suplimentar de benzină, cum spuneați, de combustibil. Și atunci chestia asta ne... Știi, nesul, spre exemplu, nu este cea mai bună variantă. Mai degrabă cafea. Mai degrabă. Ceaiul are teină în el. Da, ceai roșu, verde, negru, cafea, expreso sau la ibric, fiecare după gustul propriu. Nici asta consumată excesiv. Unu, două. Da, e o chestie limitată. Două pe zi limitată, știi? Deci asta e măsura. Ne întoarcem la măsura. Da, la măsură, da. Și la lipsa de excese. Lipsa de excese. Bun. De fapt, diabetul în vremea pandemiei, în ce măsură, de fapt, trebuie să procedăm noi? Ce trebuie să facem acum? Adică cei care au afecțiune în zona aceasta sau și cei care nu au? În ce măsură pot regla nutriția lor cotidiană? Pentru că avem nevoie și de alimente, avem nevoie de fibre, avem nevoie de carbohidrați sau de carbohidrați nu prea. Avem nevoie. Și de ei, Dar avem nevoie cantității... de carbohidrați, dar cu eliberare lentă. Da. De carbohidrați, deci carbohidrați e egal zahăr. Haideți să explicăm ce înseamnă carbohidrați cu eliberare lentă. Spre exemplu, sunt două carbohidrații, zahărul, glucidele, sunt două categorii. Cu cei cu eliberare rapidă. Dulciuri, prăjituri, ciocolată înghețată, bombonele. Ăstea eliberează o cantitate mare de zahăr într-un timp scurt. Foarte scurt de timp. În schimb, spre exemplu, pâinea, fructele, laptele, cartoful, orezul, pastele, eliberează și ele zahăr, dar într-o perioadă mai lungă de timp. Da. Și asta ajută. Pentru că, după cum spuneam, inima metabolizează, de fapt, organismul. Ajută organismul să funcționeze. Înțeles. Ajută să funcționeze. Eliberarea, de fapt, lentă. Eliberarea lentă. Mai multe ore. Da? Eliberarea rapidă nu ajută. Da, pentru că ea, de fapt, se consumă rapid și e și un fel de explozie care, practic... Crește foarte mult glicemia și creșterea aduce la tot felul de modificări. Parametrii sunt alții. Da. Și ne întoarcem la pacientul... Deci, toate măsurile, toate recomandările acestea generale pe care se fac în media, de fapt ele sunt pentru binele nostru. Și pacientul cu diabet și cel fără diabet trebuie să poarte mască. Da. Și în spațiu public și... Zahărul e bine să-l consumăm cu măsură
toți cei care nu au diabet, adică e bine să nu exagerăm, și bombonelele, și prăjiturelele, da, în orice, și alimentație, și absolut tot, da. Da. Și chiar dacă noi și... să spunem că avem voie, și plăcinta, pâinea și așa mai departe. Da, deci totul e cu moderație. Și că vorbeam de pacientul expus la, de persoana expusă la COVID. Într-adevăr, vorbeam de nutriție și ce poate să facă. O alimentație moderată, bogată în legume, mai ales, și în fructe, dar nu exagerată. Adică să nu trecem dintr-o extremă în cealaltă, să mâncăm mult prea multe fructe pentru că ne crește imunitatea, poate să ne ajute să ne menținem sănătos și într-o eventuală infectare sau îmbolnăvire, să putem să facem față. Predispoziția noastră ar fi mai mică la, să spunem, la scurt circuitele pe care le-ar provoca virusul. Adică sistemul imunitar bun, în parametrii lui normali, ajută foarte mult la protejare față de virus și față de... Ați văzut că, de fapt, există și persoane care, înainte de a se îmbolnăvi, n-aveau niciun fel de altă boală. Și erau, de fapt, și persoane active, sportive. Active, da? Sportivi, tineri și care au făcut forme severe de boală. Acum, nu știi exact cum o să fie. Da. Virusul se pare că este mutant, așa, de la o persoană la alta, de la o zonă geografică la altă zonă geografică, de la un cod ADN la alt cod ADN, pentru că suntem cumva diferiți. În general, virusii schimbă, fac mutații, au mutații periodice. Care survin, de fapt, în urma contactului cu și atunci, populațiile, nu? Da. Și care, de fapt, se adaptează. Și e normal că așa un astfel de și virusul de coronavirus să aibă mutațiile lui specifice. Da. Dar cred că putem să facem tot ceea ce putem noi în măsură și ne stă în putere la nivel personal, ca să nu ne îmbolnăvim și de asemenea să nu îmbolnăvim pe ceilalți. Și chiar dacă ne îmbolnăvim, să avem grijă să ne păstrăm echilibru. Da, mi-aducem aminte acum, mă rog, de bunica mea, care, mă rog, avea și ea diabet și veneau sărbătorile și spunea, cum pot să mănânc sarmale, nu pot să mănânc. Cum adică să nu mănânc acum sarmale sau să mănânc? Da, și spunea, mama, nu pot să mănânc, și clar. Sarmale pot să mănânci un diabetic. Dacă da, să fie, mă rog. Să nu fie sarmaua așa, să fie sarmale mărunte. Să nu fie 10, să fie 3, să fie făcute cu mai puțin orez și cu mai multă carne. Și dacă făcute așa, adică mai multă carne, mai puțin orez și mai multă varză, atunci e clar. Și nu mâncate 10, mâncate 3, că și 3 sau au același gust, 3 sau 2, că cu mămăliguță, nu cu pâine prea multă și e ok. Diferența între mămăligă și pâine? Care ar fi de preferat mămăliga, care are mai puțin nutrienți sau e mai puțin carbohidrat în el? Pâinea, dacă are zahăr, are carbohidrați. Depinde acum de gusturi, dar dacă mâncăm mămăligă și nu, adică alegem mămăliga în defavoarea pâinii, putem să mâncăm mai multă decât dacă ar fi pâine. Tot ca să asigure necesarul de energie, da? Da, e nevoie. E nevoie. Da. Ce se întâmplă dacă, spre exemplu, mă rețin și știu că m-am ridicat fără să am senzația de sațietate? Pentru că ai surgină mai târziu, după ce corpul începe să metabolizeze. Și mă ridic de acolo, fără, adică pur și simplu am numărat două felii de pâine sau dacă am mâncat mămăliguță, mănânc în loc de jumătate de farfurie, mănânc un sfert din ea. Pur și simplu, că aleg să fac asta. Organismul ar funcționa, să spunem, mai încet, că nu are atâta energie sau pur și simplu consumă din energia înmagazinată, pentru că... Din depozite. Din depozite. Deci în momentul... Toate organismele umane au aceste depozite. Și de fapt tot ce înseamnă organism de origine animală, da? Sunt depozitele de glicogen prin topirea lui, prin degradarea lui acolo, la producția de glucoză și atunci este normal să crească glicemia după aceea. În general se recomandă să nu te ridici de la masă să se recomandă asta, știu? Toți nutriționiștii vorbesc despre acest aspect. Adică să nu... Pentru că dacă ești sătul... Înseamnă că funcțiile. Nu, dar e mai mult decât îți trebuie. Da. Da, pentru că, într-adevăr, ai menționat foarte bine, din momentul în care se umple stomacul până în momentul în care apare senzația de sațietate, durează ceva timp. Și atunci, de fapt, când te ridici de acolo, să tu deja ai și mai mult, e o barieră care deja a fost trecută și, de fapt, îngreunează totul. Pentru că de asta ne mișcăm greu, de asta ne ia starea de somn, pentru că intră sistemul. În momentul în care ne ia starea de somn, înseamnă că, de fapt, tot fluxul sanguin care trebuia să ducă la creier, se duce către organele interne ca să tragă de acolo toți nutrienții, să digere. Dar trebuie să mâncăm puținel, ponderat, la toate mesele și să nu ratăm, și să nu ratăm mesele. Asta e important, adică să nu ratăm niciodată micul dejun,
Este, e important, da? Este extrem, extrem de important. El poate să fie puțin mai consistent? Da, micul dejun poate să fie și mai consistent. Care e rolul consistenței lui? Adică de ce atunci avem voie și seara nu avem voie, spre exemplu? Pentru că trebuie să ne asigure energia peste zi, pentru toată ziua. Da. Funcționează organismul în mod diferit de la orele serii până la orele dimineții și într-un alt mod, de fapt, generat de fapt de tot ceea ce îl înconjoară. De lumina zilei. De lumina zilei, dar sunt modificări hormonale. Da? Da, sunt niște hormoni care reglează treaba asta și atunci e normal să funcționăm diferit pe perioada zilei și mai activ și cu mai multă energie decât spre seară. Unii dintre noi își reglează atât de bine bioritmul ăsta încât la anumită oră spre seară nu mai funcționează deloc. Da, exact. Adică, trebuie să ne ascultăm organismul. Da. Și să-i... Este foarte interesantă această idee a ascultării și a modului în care îl simte. Exact. Am tot așa mai văzut câteva recomandări că organismul se dă ce el îl solicită, dar puțin, câte puțin din fiecare, să nu exagerăm, chiar dacă acele alimente ne satisfac. Și ne fac să ne simțim bine. Da, exact. Pe dacă fac să ne simțim bine. De asta, starea de alimentare a organismului sau starea în care noi luăm masa e o stare de relaxare. De asta toate deciziile importante și în diplomație și se fac în cadrul toasturilor sau dinerurilor oficiale, unde oamenii stau, servesc masa, e până la urmă o perioadă de relaxare informală, beau o cafea, beau un pahar de vin. Deci să pice măștile. Da, dau jos măștile, da, mai ales acum. Fiecare dă jos masca și atunci se dă... Da, și masca reală și masca, imaginară. Da. Exact. Și cea imaginară, că în momentul în care mai consumă, mănâncă ceva... Da, se depersonalizează, de fapt, și uită rolul pentru care sunt acolo. Exact. Devin oameni. Devin oameni, dacă, de fapt, noi jucăm niște roluri. Avem un joc de rol social, vorbim. Da. Oricum, actul de a lua masă împreună cu altcineva, eu am niște vorbele mele pe care pot să le spun, e un act extrem de intim. Da, este extrem de intim. Deci dacă mănânci cu cineva, trebuie să ai o relație extrem de bună cu persoana respectivă, ca să poți să mănânci și să apropiată, să poți să ai ce discuta în timpul mesei și să poți să te expui tu așa cum ești. Da, intimitate, da, exact. Și de asta se și face în spațiul privat sau în spațiul public, dar acolo sunt, mă rog, rezervate mesele pentru grupuri care să nu interacționeze. Da. Alte recomandări pentru nutriție. Ce ar trebui să mai facem? Fibre consumate cât... Fibre din legume. Da, adică mai multe. Să enumerăm legumele pentru sezonul ăsta acum. Pentru sezonul ăsta acum, varză, brocoli, conopidă, sfeclă, rădăcinoasele. Sfecla, spre exemplu, dacă o consumăm crudă este ok, dacă o consumăm fiartă sau coaptă, mai puțin recomandată. Sau murată sau salată de sfeclă. Murată este perfectă, la fel și salată făcută crudă. Da. Roșie sau albă? Nu contează. Fiecare după propria... Da, înțeles. Propria, așa, ce mai... Ceapă, usturoi... Sunt bune și pentru sistemul imunitar toate aceste... Și pentru sistemul imunitar, din vechi strămoși... Da. Rezervele de magneziu, fier, zinc, fiind acolo, o parte din ele... Ne ajută foarte mult pentru stimularea imunității. Păstârnac, morcov... Da, morcov, da, exact. Țelină... Și evident, legumele preparate, cu o anumită măsură. Panicele ponderate, cu zacusca, și... cu ardei copți puși, nu știu cum... Foarte bun. Murăturile? Foarte bun. Da, fac bine, da? Foarte bun. Se pare că, de fapt, toate murăturile astea murate prin murare, adică cu saramură, nu cu oțet. Da, prin acel, să spunem, procedeu clasic, tradițional. Da? Procedeu tradițional, de fapt, murăturile acelea aduc și aport de probiotice și de anumite floră pentru care are nevoie. Se produc chimice. Se produc și anumite, deci ca să se mureze varza sau conopida sau gogonele, au nevoie de anumite bacterii care cresc acolo. Și bacteriile acelea ne fac bine și nouă. Bacteriile acelea ne fac nouă. Pentru că nu avem o floră internă care ne ajută de fapt să supraviețuim și să digerăm. Exact. Și atunci sunt chiar recomandate murăturile. Să le consumăm. Bine, acum, dacă persoana are probleme cu tensiunea arterială, spre exemplu, și dacă consumăm multă sare, crește tensiunea, atunci nu, ne limităm. Dar dacă este ok o persoană... În genere sunt sărate murăturile. Da, cele care sunt sărate. Atunci poate să consume din cealaltă categorie cu oțet. Și acela e un mod relativ bun de... Și cu oarecare moderație, să spunem așa, da? Da, cu moderație, dar sunt bune.
Sunt bune pentru că, spre exemplu, stimulează peristaltica intestinală Da. și persoanele care nu au scaun în fiecare zi frecvent, se recomandă să consume fie legumele în stare crudă sub formă de salată sau, dacă nu, murate și în fiecare zi și astfel se formează Da, tranzitul intestinal. Perfect, foarte bine de ținut minte lucrul acesta. Alte recomandări pentru partea de nutriție, să spunem așa? Pacienții pot să consume ceaiuri. Dar care Ele să... sunt benefice în orice formă sau la orice oră ar fi consumate? Depinde acum de ceai. Nu depinde de ce, da. Da, depinde nu și poți de să bei ce, un da. ceai de ăsta energizant, un ceai negru Nu, care te vorbim activează. despre ceaiurile Ceaiuri tradiționale, de de tei, tei, de de flori, mușețel, de flori de pădure sau ce da, fructe de fructe de pădure. pădure, de mentă. Da, deci ele pot fi consumate în cantități relativ moderate, adică 2-3 căni pe zi, nici prea fierbinți, nici prea reci. Atenție mare cu cele îndulcim. Dacă persoana are diabet, mierea nu este recomandată Care zahăr în ea, pentru foarte că mult. da, are zahăr și fiind și naturală, crește foarte repede Da, da. glicemia. Atunci se recomandă fie să-l consume ceaiul fără zahăr sau fără miere, deloc sau cu un dulcitor. Da. Da. Fac îndulcitorii rău? Au un efect Sunt advers? studii și pro, sunt studii și Și contra. contra. Sunt îndulcitori care sunt naturali, sunt îndulcitori care sunt sintetici. Acum depinde de fiecare, de alegerea lui pe care o face în Da, viață. da. Noi suntem obligați să le expunem. Aveți varianta A, varianta B, varianta C, fiecare își alege după propria plăcere. Ce mai bine ar fi, de fapt, să ne înțărcăm pacientul care are diabet, ar fi bine să se înțarce de guste dulce, le spune să se înțarce, în sensul că dacă nu mai consumă nimic dulce, Da, inclusiv e mai îndulcitor, bine pentru e el. mai bine pentru el. Și în momentul în care se consumă, după o lungă perioadă de timp în care n-ai mâncat nimic dulce, unii chiar spun, wow, ăsta este extrem, e prea dulce, nici măcar nu pot să-l mai gust. Pentru că Deja dispare starea aceea de acceptare și papilele de... gustative sunt mai sensibile A, da, la am guste înțeles, am dulce. înțeles. Și ăsta e un lucru bun. Acum depinde de fiecare, cum vrea. Cu sau fără îndulcitor. Pus. Sigur, și mai avem un alt element legat de modul în care, mă rog, avem și viața aceasta, sau mișcarea din viața cotidiană. Da. În ce măsură putem să legăm nutriția direct de mișcarea cotidiană, zilnică? E o problemă zilele acestea, Da. Pentru că fiind foarte mulți cu glicemii foarte mari și spun, știți că nu pot să mai mișc pentru că îmi trebuie declarație ca să mă duc de acolo până Da, acolo, da, pentru că da. mi-este frică să ies din casă, să nu mă întâlnesc cu vecinul pe scară care e bolnav, Da, pentru da, că, da, pentru că, da. pentru că. Mulți și-au luat în casă, cine are posibilități Da. financiare și-au luat diferite aparate de mișcare în casă. Este cu frică, cu teamă, cu reținere, dar și cu protecție în Cu același rezervă, timp, de cu fapt. rezervă, cred că, da, este cuvântul corect, dar trebuie să ne mișcăm în continuare, pentru că fără mișcare, nimic din ce aducem noi ca aport medicamentos sau așa, Nu ajută. nu ajută suficient. Da. Știi? De ce până acum treaba a fost foarte bine, cât a fost vară, cât a fost, s-a putut ieși din casă și acum brusc se mai poate? Pentru că lipsa de mișcare duce la chestia asta. Sigur că da. E foarte bine punctat, pentru că și asta trebuie să o știm ca o, mă rog, un element adiacent, ca o recomandare Da. adiacentă. Cum s-a simțit la cabinetul tău perioada aceasta de pandemie față de perioada anterioară? La pacienți mă refer. Da, s-a simțit, este și pentru noi o perioadă stresantă, pentru că În ce sens? din păcate vin pacienți mulți, noi, pacienți care au trecut fie prin boală, prin COVID, fie pacienți care... De ce ajung acolo? De ce sunt noi? Care este de fapt efectul pentru care ajung? Mulți dintre cei care, mulți dintre cei care ajung la mine, Da? Au fost internați în spital și cei care au fost internați în spital au avut o anumită medicație. Da? Bine, medicația foarte corect recomandată, pentru că a fost o medicație care pe ei a scos din starea gravă în care se aflau. La ce ajuta această medicație? Pentru, ca să respire, pentru diferite alte, ca să învingă boala, da? Să Da? nu mai tușească. E, și medicația asta uneori poate să ducă secundar și la creșteri de glicemie.
Da? Da. Creșterea asta de glicemie poate să rămână permanentă tot restul vieții sau poate după un anumit timp, după ce medicamentele Să se astea se regleze. elimină, să scadă și glicemia. Dar oricum pacienții ar trebui sfătuiți, pentru că sunt pacienți care au trecut printr-o perioadă dificilă Da. în viața lor, au văzut niște chestii urâte, au avut măști de oxigen puse pe față, au avut colegi de salon A, care au trecut prin... și asta îi afectează la nivel psihic, Și la nivel afectează și psihic. de perspectivă, să spunem, a vieții și Da. de modul, adică De echilibru emoțional. echilibru emoțional, da. Și vin după treaba asta și mai vin și cu încă o chestie în cap, pe lângă faptul că mai au diagnosticul ăsta de infecție cu COVID și cu faptul, știți, se mai spun la externe, vezi că ai și diabet, consultă de urgență un Da. diabetolog și atunci oamenii vin speriați, Stresați, apropo de stresați, ce spuneam. speriați, stresați și au nevoie atât de consiliere din punct de vedere medical, nutrițional, de medicație unii dintre ei, dar și de întăriri. Întăriri din partea noastră. Adică acceptări, includeri, Întăriri în încurajare, sensul încurajării din încurajare, partea da. noastră. Stați liniștit că o să fie bine, o să încercăm să trecem peste perioada aceasta, dacă ați trecut peste ce era mai grav, o să trecem și peste asta. Este greu. Este greu pentru că unora n-am reușit să le controlăm treaba asta, glicemie mare, doar cu pastile. Da, da. Și au avut nevoie de injecție, au avut nevoie de insulină. Și Și insulină, da. poate că nu o insulină pe zi, poate că a fost nevoie de 3 sau 4 Da. pe zi. Și cu oamenii ăștia care n-au văzut în viața lor un stilou de insulină sau un glucometru și să apuci acum să le explici într-o consultație relativ sumară cum se face, de ce, cum trebuie să-și ia glicemia, la câte ore și înainte de masă și după masă și după injecție, e greu. Și Da, atunci... pentru că nu pot procesa psihic, adică nu se pot obișnui. Da, nu se pot obișnui și se pare că oricum un om în timpul primei consultații reține undeva la 10-20% din ceea ce ai spus, ce ai transmis. Da. Și atunci treaba asta cu tehnica, cu telefonul, ne ajută foarte mult, pentru că ei dau mesaje și sună și dau și iar sună și... inițial, în prima parte, la începutul nebuniei, Perioadei, da. perioadei acestea, și nouă îi se părea greu și mintea noastră s-a adaptat greu. Dar acum ne S-a adaptat greu la telefoane, la telefoane, la la toate solicitările acestea. da, Dar da. acum înțelegem și noi că este pentru binele lor și mai înainte de a fi medici, de să ne dăm jos mantia asta, să fim oameni și să fim, să avem... Da, pentru că oamenii aceia cer ajutor, de fapt. Exact. Au nevoie de asistență medicală Să avem permanentă. compasiune Da, da, față da. de ei. Exact, și exact. când primești un mesaj la 11 noapte, la 12 noapte, la 2 Vă noapte, trimit la 11 indiferent mesaje, de... la 1 noapte, la 2 noapte, da? Și spune, știi, mor de frică. Și să vezi de la un bărbat de 30 și ceva de ani, de 40 de ani, sau de la femeie de 20 și ceva, Da, îi spune, mor de frică. Este întreagă poveste, Mor da, de frică da. și tu spui, uiți că așa și încerci să, cum poți, la momentul ăla, să-l ajungi, să-l susții. Au efect aceste încurajări pe care le face medicul? Spre exemplu, pentru tine, pentru modul în care Eu vezi... Eu cred că au. Pentru că Da? dacă trec cu bine... Chiar am văzut și studii ieri legate de insomnie, de depresie în perioada de boală. Ele sunt asociate acum, da? Deci infecția asta cu COVID poate să determine la unii oameni depresie, poate să determine insomnie și dacă medicul știe că există un medic în spate, medicul Da. diabetolog, medicul de familie, care pe el îl susține și Da. răspunde la telefoane și răspunde la mesaje, el poate să stea mai confortabil, persoana de acasă care este bolnavă și știe că e îngrijit Da. și că cineva are grijă de el. Și atunci contează. Bine, nu sunt numai încurajări psihice, sunt și sfaturi medicale care mai Da. crește doza, mai scade Care doza, l-ajută, care l-ajută mai de adăugăm un fapt să... medicament în plus, mai scădem. Adică sunt diferite intervenții în viața lor, în ce se întâmplă Am cu înțeles. ei. Cum a funcționat de fapt programul medicului acum, în pandemie, mai mult de acasă sau un program curent la Eu cabinet? am fost la cabinet. Deci, și majoritatea colegilor mei pe care îi știu sunt în cabinete, sunt acolo, chiar dacă unii dintre ei s-au îmbolnăvit după ce au trecut Ați de... avut și COVID, ați avut și Am colegi care avut, au... am colegi sau am avut colegi care s-au îmbolnăvit și apoi după ce s-au externat sau după ce s-au întors de acasă la muncă, în continuare sunt la muncă. Noi suntem pe baricade. Suntem Da. acolo. Și muncim. Ne ajută într-un fel că și partea aceasta că putem să facem și varianta de telemedicină pentru pacientul care vrea să vină în cabinet și are anumite mesaje transmise și anumite informații și rețeta vrea și eu personal vine în cabinet. Pentru ceilalți care vor sfaturi, așa, există și varianta cu telemedicină și vorbim prin telefon și ne consultăm. Are eficiență, da? Are foarte multă eficiență. Telemedicina. V-ați gândit ca viitor să operați în felul acesta, chiar dacă trece pandemia?
Nu ține numai de noi. Am adică, înțeles. pentru că momentan și Casa de Asigurări și Ministerul și toată lumea se acceptă varianta aceasta cu telemedicina. Să vedem pe viitor ce o să fie. Oricum, dacă stau și mă gândesc că acum practicam telemedicina dinainte. Da, pentru da. Că și atunci și acum un an și acum doi ani aveam pacienți care sunau sau pacienți care erau plecați din țară și ajungeau, nu știu, în Danemarca, în Spania, în Anglia, mă gândesc că țările sunt pacienții mei plecați și care sunau pentru diferite sfaturi. Deci de atunci se practica, dar la un nivel mult, mult mai redus. Mult mai redus, dacă ca acum. Adică, mă rog, suplineau acele imposibilități de a ajunge la cabinet. Sigur că exact. Da. Să le dăm câteva recomandări celor care ne privesc legat de această perioadă de gestionarea pandemiei, de gestionarea poate a unei contaminări, unei infectări. Infecții, da. Infecții asociate cu diabetul. În primul rând trebuie să se panicheze. Da. Da. În primul rând trebuie să se panicheze, trebuie să sune medicul de familie, trebuie să sune medicul diabetolog dacă reușește și să aibă o comunicare strânsă cu medicul. Să nu uite să-și ia în continuare medicația. Da. Da. Dacă este nevoie să ajustăm dozele de medicație, dar cu moderație. Cu moderație și numai la îndrumarea medicului. Și să stea în repaus, să se relaxeze. Da? Să nu mănânce prea mult. Da. Nici asta nu este o variantă. Este, da. Să încerce să consume alimente, legume proaspete, fructe proaspete, ceaiuri lichide cât mai multe și să se relaxeze. Da? Relaxarea este, de fapt, foarte importantă, că ajută sistemul cognitiv, care, de fapt, dă comanda pentru... O persoană care este relaxată, atunci sistemul imunitar nu mai este în același stres ca la o persoană da. Care în permanență este în alertă. E antrenată în sensul... În alertă, da? Și atunci lasă organismul să se refacă cu viteza lui. Fiecare om este diferit, la fiecare infecție se manifestă diferit, nu este un standard deocamdată și... Să lăsăm să ne refacem, să lăsăm să ne facem bine. Dacă se agravează situația, dacă nu poate să respire, dacă tușește foarte tare sau se întâmplă altceva, nu știu, durere în piept, spune că îl doare, că îl apasă, așa, să sune la ambulanță și sunt foarte pronți cei de acolo și acum vin și ajută. Pentru că acum sunt prinși foarte mulți dintre ei cu testările. Înțeleg că durează 4-5 zile. Asta pentru testare. Da. Asta pentru testare, dar să știți că eu cu cine am vorbit din pacienții mei care au fost infectați și au spus, am sunat că nu mai aveam aer. Da, sau am sunat pentru că tușeam foarte tare și simțeam că nu mai pot sau că mă durea inima, să știți că sunându-i la câteva ore după aceea, zic, da, a venit ambulanța, mi-a făcut un EKG, m-au consultat. Da. Adică sistemul chiar funcționează totuși, adică reușește. Deocamdată, din feedback-urile pacienților, a funcționat. Și asta contează, pentru că omul, dacă știe că e susținut și în spate oamenii sănătorie... Sigur că da. Și cel puțin ai garanția că există personalul medical calificat, gata să intervină acolo. Chiar dacă nu poți să fii internat, cel puțin ajung acasă și îți fac primele proceduri. Ce e nevoie. Sigur, sigur că da. A influențat într-un fel pandemia modul nostru de viață și de gândire? În sensul ăsta care, de fapt, a afectat la rândul lui modul de viață, metabolismul nostru? Cred că pe toți ne... Da? Cred că pe toți ne influențează. Într-o formă sau alta, este o situație cu care nu ne-am mai întâlnit până acum niciun dintre noi. Da, niciun dintre noi, exact, da? Adevărat. Este o situație de o asemenea amploare cu care nimeni, indiferent de gradul lui de pregătire educație, sau educație, da, sau de stabilitate emoțională. Da. Și cred că trebuie să o luăm fiecare zi pe rând și să încercăm să vedem ce putem să facem. Da, nu poate nimeni să spună că deține adevărul suprem, ci luate ușor, ușor, pas cu pas, de pe zi pe alta, să vedem ce putem să realizăm. Și pentru... cu multă relaxare, înțelepciune, să spunem așa, adică compararea situației tale cu situația altora, da? Și ceea ce, de fapt, se vehiculează și în spațiu public și, până la urmă, cu apropiații tăi cu care, de fapt, ai și spațiu, da. Bine, noi mai avem și surse medicale, site-uri medicale și, da, și pot intra și acolo, unde putem să intrăm și putem să vedem experiența celorlalți colegi, fie din România, fie din alte țări, sigur. Și tragem o concluzie. Că nu poți să tragi o concluzie generală dintr-o situație unică și o experiență relativ limitată. Sau o sursă de informare, o singură sursă. Da, exact. Da. Mulțumesc foarte mult, Mihaela Ftenea, pentru toate explicațiile, pentru faptul că ai reușit să vii în seara aceasta. Știu că sunt multe lucruri de făcut.
Ai plecat chiar de la, de acasă, de fapt, și de la jobul tău, pentru că acum spui că lucrezi în telemuncă. Au fost, de altfel, discuții foarte utile pentru cei care ne privesc. Sunt sigur că aveau multe întrebări, da, probabil din fața televizorului, și cred că am reușit să răspund unora dintre ele. Cred că trebuie să ne mai întâlnim și să vorbim și despre alte aspecte. Probabil perioada de la sărbători și modul în care atunci, da, gestionăm toată această situație cu alimentația și cu carbohidrații și cu toate celelalte. Și cu mâncatul excesiv, să vedem acum cum o să fie, sunt sărbătorile. Da, da. Mulțumesc frumos și succes în ce faci. Multă plăcere. Doamnelor, domnilor, încheiem emisiunea de astăzi. A fost doamna Mihaela Iftene, medic primar, diabet, nutriție și boli metabolice. Am vorbit despre modul în care putem să protejăm, de fapt, sistemul nostru fiziologic, metabolic, dar și să ne menținem sistemul imunitar în funcțiune. Eu sunt Enache Tușa, ne revedem mâine seară la o altă ediție a emisiunii Cafeneaua lui Enache, când vom discuta despre altă temă și cu totul alte, aș putea spune, elemente de relaxare. Așa cum o facem în fiecare seară la Taifasul, pe care încercăm să-l derulăm în cadrul emisiunii Cafeneaua lui Enache. Toate cele bune, la revedere!